Zice, bă, totul îi place statean. Așa este, da. Vreau să spun că au puține calorii, deci înseamnă că da, e slab japonezii. Don't like you, she likes everyone. Bună tuturor, eu sunt Janina și aici avem pe Mateo și pe Rosela. Bine ați venit pe canalul nostru. Astăzi o să facem un unboxing. O să încercăm dulciuri care am primit din Japonia, de la Wow Box. Și haideți să începem să încercăm dulciuri bune, bune, bune. Asta este pachetelul. Hai să spart. Și stai să-mi iau ceva să le desfac. Avem aici niște chipsuri care au forma de inimă, așa. Să se ufăt. Normală, cu obiție d'oro, cum e questa? Avem o forfecă de aur, Mateo, pe noi suntem cu calar, dar... Mateo, dacă nu vrea să guste, nu-i dăm să guste pentru că are dințișori bolnăvior. Și arată așa, ca niște inimioare. Și hai gustă tu. E bună. Mm. Nu se la nu-mi place. Are gust de ceva sărat și dulce în același timp. Nu? De ce? Ce gust are? Mirosea porumb, a șosete. Continuă mangiau, rog. Ia asta, cum să vedem, calorile ce puțin din spune. Are 51 de calorii, bă, hai să băgău. Am Teodore, miroase. Mata e scârpă. Are miros de cartof, prăjit, auzi. Hai să trecem mai departe. Nu ce stai el Valentino? Aici avem o punguță de ceva ca niște caramele, așa. Și scris 4 pe ele. Restul e, fruit season. Să vedem calorii, 188 de calorii. Asta e bun, e rău. Îmi dă alea moi. Mai bune asta. Strană, are un unduc ceva colorat. Nu, no, e la fel ca exact ca geleuri. E bun, e bun. Aici avem o cutiuță cu ceva. Arată ca niște cereale. Miroase bună, da? Eu să mai mănâncă niște cartofi. Asta e bună. Are cu gust de banană, cocos, porumb, migdale și alune. Nu. Mie îmi place, are 17 calorii. Eu vreau să mănânc, da, e ghi japonez, e slab. Perché io non che non è abituato più a mangiare. Mamma, ma questi qua dopo un periodo non buono. Matteo spune că una care nu mai e învățată să mănânce... Zice, bă, totul bun. Îi place statean, așa este, da. Vreau să spun că au puține calorii, deci înseamnă că... da, e slab japonezii. Da, mă, că eu să le tai aici ca să ne fie mai ușor. Aici e cartofi. Exact cartofi de aia noi tăiați. Asta are, că scrie tot în japoneză și nu scris
decât literele, dar nu se vede. Am tăiat ceva. Nu văd calorile. Vă dați seama, cartofi e ca o tonă de calorii. Am ciudat asta. E tare. Ce dulce. E cartof normal făcut în zahăr. Aha. Are brândă. E dulce. Dă-i și numai câteva. Nu vrei? O să vedem mai departe. Aici avem o cutiuță, scrie pocket. Pocket. Cu niște grisine, cu răsăra continuă să bagi în ea. Și asta e grisine cu ceva pe el. Migado. Da, eu nu-i doar ca mănânc, o să pot nu. Prova. Mami, da, și să vreau un... Bun. El... Sirop. Sirop de tuse? Ha! E uite asta. Asta are așa aspect de pandă. Nu e scris în alfabetul nostru în mică. Nu-ți place? Mănânc tot. Astăzi, după ce am mâncat astea, nu mi-am voie să mănânc nimic. Astea e bomboane. Nu e de gome. Gome. Mamma, no, ferma. Da? Hai sfasciato tutto. Non ho fatto così, guarda. Aprile, mettimele qua. Saldi che ne guardi. Guarda. Che bomboni. La frutta è buona. Ce faci? Să cacă panda bomboane? Că iese pe gaura curului bomboane de la, de la panda. Mama, să nu de vomită. Auzi, are gust de vomită. No, stai, no! Stai că răsărei s-a prins beculețul. No, nu vă dude. Sanno di l'uva quella là per fare che c'era la nonna dentro fuori a casa. Ah, are gust de blanc, de ouă, de strugut blanc. Și ultima punguță. Lotte. E scris pe ea Lotte. Cred că asta e gume de portocale. Mateo, îi curge apă în gură, dar nu vrea să mănânce. Hai, du-te să știi. Fungă. E Berton. Mă de mănânce. Nu ai mâncat nimic. Asta e bună. Mateo, de când și-a scos dinții, se spală de 4 ori pe zi. Da. Nu e goma, vă să zici. Nu e goma. Nu, nu e goma. Asta a fost video de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like. Mai ales că este primul clip al lui Rosella. Și să sperăm că mai face clipuri cu noi. Mă tare, a rămas cu biget, așa? Vă pupăm! Ciao!